Dacă în anii precedenți sucevenii se pregăteau să meargă la hipermarketuri pentru a se aproviziona cu cele necesare grătarului tradițional de 1 mai, anul acesta noi polițiștii vrem să ne asigurăm că sunt respectate ordonanțele militare și că sunt respectate restricțiile de circulație. Ne aflăm pe 1 mai 2020 în Suceava, în Bucovina, zonă carantinată, motiv pentru care toți polițiștii care sunt programați în serviciu sunt la această oră pe principalele artere din oraș care duc către centrele comerciale și către hipermarketuri pentru a face filtre rutiere și să se asigura că este respectată legislația. În a doua parte a zilei, după orele 13, vom fi prezenți în locațiile de pe raza județului pretabile pentru desfășurarea activităților tip picnic și grătar, pentru a ne asigura că nici în aceste locuri nu se încalcă ordonanțele militare și nu se organizează activitățile clasice pentru anii precedenți. Le recomandăm tuturor sucevenilor să stea în casă, să dea dovadă de responsabilitate. Suntem în trafic, suntem în teren, nu pentru a aplica neapărat sancțiuni contravenționale, ci pentru a-i responsabiliza și conștientiza cu privire la importanța respectării ordonanțelor militare și a restricțiilor de circulație. În curând totul va fi bine, dar este și rolul nostru să grăbim acest moment. Stați în casă! În trebuie să respectăm în continuare ordonanța de vigoare, da? Să vedem dacă se relaxeze. Să trăiești.